care a adus alături partenerii țării noastre, ambasade, instituții financiare, mediul de afaceri, dar și reprezentanții căilor ferate din Moldova. Sectorul feroviar din Moldova, de mai mulți ani, trece printr-o perioadă complicată. Infrastructura este învechită, compania se descurcă greu la nivel operațional, investițiile private lipsesc, iar materialele rulante, precum vagoane, spre exemplu, sunt la limită. Tocmai din acest motiv am decis să organizăm acest forum feroviar ca să discutăm deschis, transparent, larg, cu toți cei interesați de sector, astfel ca să vedem cum e mișcăm înainte. În 2021 am spus că vom investi în calea ferată. Și asta facem. A fost aprobat codul feroviar, care va aduce la atragerea investițiilor private în sector. Am început reabilitarea tronsonului din Basarabeasca Ierulia Giurgiureș. Am identificat resurse pentru reabilitarea coridorului de nord, de la Dolcineț, Ochnița până la Căinari. În curent vom lansa licitația și aproximativ 150 de km. Cei mai afectați, care au limite de viteză, vor începe a fi reabilitați cu bani din partea Uniunii Europene. De asemenea, a fost finalizat studiul de prefezabilitate pentru care ferată de viteză înaltă cu recartament european de la Iași, Unieni, Chișinău până la Odessa. Și în perioada următoare, Comisia Europeană va finanța studiul de fezabilitate și proiectare. Totuși, aceste lucruri nu sunt suficiente. În cadrul forumului de azi, a fost prezentată situația reală a căilor ferate. Calculul e simplu. Avem nevoie de aproximativ 3 miliarde de euro pentru a reconstrui toată infrastructura. Și de un termen de la 15 până la 20 de ani ca să aducem la bun sfârșit acest program. Să fie clar, este un program mare, dar asta este realitatea. Și este un program de durare. De asemenea, trebuie să spunem foarte sincer că fără Uniunea Europeană, fără partenerii noștri, acest lucru nu va fi posibil de făcut. Și noi vedem rezultatele în ultimii 30 de ani. Când pe care ferată se circulă cu 38 de km pe oră în mediu, iar pe unele tronsoane cu 5 km pe oră sau chiar și mai puțin. Tocmai din acest motiv, mulțumesc încă o dată domnului ambasador, Agenției de Dezvoltare Franceză, Franței, pentru suportul de care beneficiem în ultimii ani. Și acest forum este organizat inclusiv cu suportul colegilor noștri și prietenilor din Franța. În acest sens, și poate este un moment important și foarte frumos să încheiem primul forum feroviar, este să semnăm un acord de intenție pentru continuarea colaborării între Republica Moldova și Franța în acest sector. Prioritatea, conform acestui acord de intenții, va fi digitalizarea sectorului și procurarea de echipamente rulante, precum vagoane, locomotive, dar și echipamente performante de mentenanță și întreținere a căilor ferate. La final, am decis că acest forum feroviar să devină o tradiție, un eveniment anual, care va fi organizat în fiecare primăvară a anului. Deci, suntem la prima ediție. În martie, anul viitor, vom organiza ediția 2 a forumului feroviar. Domnule ambasador, vă mulțumesc și vă ofer cuvântul. Bună ziua tuturor, ladies and gentlemen from the press. First of all, I would like to thank Mr. Spinu for his personal involvement and all the organizers and participants who contributed to this very successful rail forum. The quality of the discussions today, which brought together all the Moldovan and European stakeholders of the railway sector, is a positive step forward. This forum was the occasion to share the ongoing and forthcoming challenges of the sector, but also to jointly
identified actions and reforms to be implemented on a short, middle and long-term perspective to enable the modernization of the Moldovan railway system and its integration into the European rail network. The reform of the Moldovan railway sector and its modernization represent major challenges for the Republic of Moldova, which France, as a friend and European partner, wishes to support both from a technical and financial standpoint. The bilateral economic cooperation roadmap signed in Paris on the 7th of March at the Élysée Palace makes a specific reference to the French availability to accompany the development of transport infrastructures, in particular in the railway sector. As a follow-up, I'm very pleased to sign today a letter of intent stating France's willingness to mobilize its technical and financial operators in order to foster the consolidation of the railway sector of the Republic of Moldova. As main priorities of this mutually beneficial cooperation, we are jointly identifying railway infrastructure, rolling stock, corporate modernization and digitalization of GFM. Concretely, France, which is a European leader in railway technology and engineering, will provide financial support, technical assistance and expertise to the government of the Republic of Moldova and GFM. The French Treasury and the French Development Agency will work together with the Ministry of Infrastructure and Regional Development and GFM to fine-tune the roadmap of priority investment that was presented and discussed during this forum. The objective is to contribute with all the other interested partners to modernizing the rail sector for the benefit of the Republic of Moldova, its economy, and first and foremost, its population. I'm very glad that today we are breaking new ground and broadening the scope of our bilateral cooperation to the railway sector. It was the first railway forum organized in Kishara, but I'm quite confident it will not be the last. Thank you. Thank you.